Salutare lume și sunt MindZor și astăzi am revenit în YouTube, da, am revenit super șmecher, am revenit în YouTube, în sfârșit am și eu un laptop că mi s-a stricat PC-ul, da, laptopul e praf, să vă zic din prima că e praf, mamă, are Windows 8 și are foarte puțin memorie, decât 4 GB RAM are și 1,8 GHz. Da, e foarte puțin. Ca să fac video trebuie să am vreo 3 GHz și vreo 12 GB RAM. Deci și am venit cu un tutorial, da, ceva tutorial am vrut să fac. Deci un tutorial cum să scap de lag în Minecraft. Da, cum să scap de lag. De la început, haideți să vedem cum merge Minecraft-ul, da? Intrăm în jocul Minecraft. Stați puțin, pun pe un pic pauză și după intrăm. Uitați că am intrat în Minecraft, deci da, trebuia să caut, deoarece am pierdut pe ecran, nu l-am găsit, da. Deci apăsăm Enter Game, de la început să vedem cât FPS avem. Deci versiunea 1.47, mi se pare că da, 1.47 și haideți pe single player. Deci laptopul are 1 giga și 8, ați văzut acolo, deci Minecraft-ul are 9 FPS, 11 FPS, 12, 12, 15 FPS, asta e maximum, da? Deci să vedem. 16, cum vedeți, avem totul pe minimum, uitați, pe minimum punem, da. Dar dacă noi punem totul pe maximum, adică să vedem cât o să avem. For fast funking one, așa, al, nu trebuie full screen. Deci avem tot 12 FPS, 10, a, nu vedeți cum cade, 6, 5 FPS. Da, cum vedeți, foarte puțin FPS, foarte puțin. De a juca trebuie să ai măcar 30 FPS, da? Deci de la început dăm opțiunile pe, cum vedeți, la mine, le pun să le vedeți și voi, așa. Dacă vă merge foarte greu Minecraft-ul, deoarece aici am video hard-ul foarte slab și de asta, cum vedeți, acum aveam 20. Cum cade FPS-ul, deoarece încă nu s-a generat lumea, mi se pare. Că să vedem, cade totul, cade, dar cum vedeți, cade. Așa, mai departe ce facem? Dacă tot avem puțin FPS, după noi trebuie să facem așa. Deci, stați puțin, intrăm în procent, data procent, procent a data procent, așa, roaming, intrăm în roaming și uitați Minecraft-ul nostru, da? Intrăm în bin, aici avem Minecraft, deci, stați puțin, stați puțin, stați puțin. Un pic, un pic. Deci să găsesc downloaderile fără cum se pune Optim file-ul graphics. Deci, cum vedeți, uitați, am Optim file 147, deci îl puteți descărca de pe orice site. Cred că știți cum se descarcă Optim file-ul. Scrieți Optim file în Google și versiunea care vă trebuie. Deci sau dacă ceva puteți să mă adăugați și în Skype, Skype-ul va fi în descriere. Da, deci deci a apărut ceva, nu știu ce, nu contează. Deci am vrut să vă zic de ce n-am fost atâta timp și de ce n-am făcut atâta timp video. Deoarece eu, deci de la stați puțin, ștergem meta-info, numai decât rău de șters. Ștergem, ștergem. Deci n-am fost mult timp deoarece nu mergea PC-ul. Mi s-a stricat foarte tare și de asta nu mergea. Deci putem pune primul. Ăsta primul e cel mai bun. Mi se pare că e cel mai bun. Mulți pun cum vor, dar primul e super șmecher. Deci după intrăm în Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Să vedem cât FPS o să avem. Deci, cum vedeți, acum opțiunile arată altcumva.
Da, arată mai frumos. Deci aici punem 2. Cum vedești, aici totul tot stingem așa. Astea, of, of, of. Punem totul. Să vedem cât o să avem acum. Da, nu o să fac eu video pe acest PC, deoarece cum vedeți e foarte mare lag, da. Și poate fac videouri, dar nu cu Minecraft, poate cu ceva jocuri, deoarece Minecraft-ul nu primește videocardul ăsta. Și de asta nu prea o să pot să filmez pe el. Deci, parcă gata. Să vedem. Aveam 10 FPS, da, 10-11 FPS, deci 13, da, cum vedeți, se încarcă lumea, se încarcă lumea, avem pe la 20 de FPS, cum vedeți, 23, da, și mai cade 20, că crește lumea, o crește lumea, se regenerează lumea, 22, și în jos cât avem? 19, 20. 20 de FPS, da, cu 10 mai mult FPS s-au adunat cam așa ceva. Fără video va fi cam vreo 30 de FPS, deoarece filmez cu Bandicam-ul și da, Bandicam-ul tot ia ceva FPS. Deci, cum vedeți, 23 de FPS. Poate să vă mai arăt cum se mai face, deci se mai face într-un alt fel, deci intrăm în, am uitat cum se numește, în român am uitat cum se numește, dar panelul ăsta, panel sau ceva gen, unde am Nvidia, de unde am Nvidia dacă am Intel Core, știi? Da. Așa, și intrăm în Java. Java. Cancel. Și după intrăm aici, tot Java și apăsăm Vive. Și aici scrieți codul ăsta. Scrieți codul ăsta. Chiar aici o să-l pun în descriere. Da, și apăsați Apply și OK. Poate să vă meargă mai repede, da, dar nu prea mult, 5-6 FPS, poate mai mult. Da, și cam asta a fost totul. Sper că v-a plăcut. Cine are lag, da, sunt mulți oameni care au lag în Minecraft. Încercați, că e chestia foarte bună. Puteți descărca Optim File-ul sau da setările la joase dacă aveți lag. Da, și mulțumesc că m-ați vizionat și mă vizionați. Baftă tuturor. Puneți like-uri, comentarii și subscribe. Baftă!